un alt proiect în cadrul acestei oferte de proiecte și s-a referit la elaborarea unei platforme online pentru înregistrare, evidența, monitorizarea și evaluarea evenimentelor științifice din Republica Moldova. După cum vedeți, echipa de autori este destul de mare, am eu onoarea astăzi să vă prezint ce și-a propus acest proiect și ce a reușit să realizeze până la moment. Evenimentele științifice, după cum cunoașteți toți, sunt unul din principalele mijloace de diseminare a informației și astăzi ne aflăm la una dintre acestea. Anume aici se discută cele mai recente rezultate, se dezbat, se validează și așa mai departe. Totuși, conferințele, nu doar în Republica Moldova, dar la nivel internațional, încă n-au ajuns la acel grad de maturitate al revistelor, care asigură respectarea anumite criterii de calitate și atunci când deschidem o revistă, suntem siguri că găsim acolo materiale veridice. În cazul conferințelor, se proliferează, în prezent, un alt fenomen, care se numește conferințe prădătoare. Ați auzit că, probabil, reviste prădătoare, pe același lucru se întâmplă și în cadrul conferințelor. Mai ales că toți organizatorii de evenimente științifice își doresc cumva o participare cât mai largă la evenimentul pe care îl organizează. În acest scop, ei își promovează evenimentele, le fac vizibile pe diverse platforme. Câteva sunt listate aici în slide. Singura, dar foarte importantă întrebare este cât de veridică este informația prezentată pe aceste platforme, dacă într-adevăr acolo se găsește conținut de calitate. Și un pic abătându-mă de la temă, dar tot am atins tematica conferințelor prădătoare, probabil o parte din dumneavoastră ați citit sau ați auzit, inclusiv acele experimente sau publicații scrise de domnul Cucureanu, care a tras atenția asupra acestui fenomen și, de fapt, el a intrat de ceva timp în vizorul ANACEP-ului, atunci când oamenii au ajuns la susțineri de teze sau la validarea gradelor și așa mai departe, și în lista publicațiilor pe care le prezentau, au început să apară, deci, niște atât reviste cât și conferințe care au trezit mari semne de întrebare. Și, respectiv, acest fenomen nu există doar în Republica Moldova, este un fenomen atestat la nivel global, el ridică foarte mari probleme pentru că el discreditează știința, mai ales știința finanțată din banii publici. Și în acest sens, eu recomand tuturor celor interesați de această problemă să consulte un raport care a fost produs de către International Academy Partnership, o organizație internațională. Timp de 3 ani au lucrat foarte mulți experți în domeniu și au venit cu o propunere, e foarte complicat de a defini ce înseamnă conferința prădătoare. Sigur ați auzit toți despre acest intercom, foarte mulți cercetători din Republica Moldova, sute, au publicat. Da, se percepe o taxă minimă, da, se publică rapid, imediat primit certificatul de participare și așa mai departe, dar calitatea respectivei conferințe este foarte dubioasă. Iată, respectivul raport zice e complicat de a defini și de aceea îl propune un spectru întreg a conferințelor, de la cele care sunt pur și simplu de proastă calitate și arată un șir de caracteristici ale acelora, până la conferințe care sunt cu adevărat prădătoare. Păi, iată, inclusiv pentru a evita această problemă, dar cel mai important, pentru a respecta prevederile cadrului normativ care există la noi în țară, în special la început anului acesta a fost actualizat și aprobat regulamentul cu privire la evaluarea, monitorizarea evenimentelor științifice, și pentru a veni în ajutorul colegilor de la ANACEC, pentru că rezultatele analizelor au arătat că numărul evenimentelor științifice care se organizează la nivel național crește din an în an. Și vorbim de creșteri de 2-3 ori. Evaluarea acestora, evidența, devine cu adevărat dificilă. Anume din acest motiv, deci asta a fost cumva bazele de ce ne-am dorit noi, împreună cu colegii de la ANACEC, să dezvoltăm o asemenea platformă care să asigure claritate, să acolo să fie înregistrate evenimente relevante, deci ea își propune să înregistreze doar evenimentele științifice, să le facă cât mai vizibile publicului larg și toate acestea, după cum s-a menționat și în sesiunile de deschidere, nu pot fi făcute fără digitizarea proceselor. Respectiv, ca rezultat al acestui proiect, în martie anului acesta, a fost lansată platforma Evenimente Științifice în Republica Moldova. Ea își dorește sau ea își propune să fie o resursă informațională publică care să asigure accesul la informații veridice, fapt foarte important, și complete privind toate evenimentele științifice care sunt organizate în Republica Moldova. Platforma urmărește să faciliteze înregistrarea de către organizatorii de evenimente, monitorizarea, evaluarea și clasificarea de către factorii de decizie în cazul țării noastre este ANACEC, a evenimentelor științifice care sunt organizate la noi în țară. Și în acest sens, facilitățile și funcționalitățile cu care vine platforma vin să satisfacă mai multe părți interesate.
Ea digitizează procesele de înregistrare, evidență și raportare evenimentelor științifice pentru organizatori. Eu sunt sigură că deja o parte dintre dumneavoastră ați lucrat cu această platformă. Se creează un cont de acces, se înregistrează aici intențiile de organizare evenimentelor și așa mai departe. Pentru factorii de decizie, sunt platforma asigură digitizarea proceselor de monitorizare, evaluare, clasificare și validare evenimentelor. Iar pentru toți utilizatorii, această platformă își dorește să faciliteze accesul la informații publice despre evenimente. După cum am menționat și domnul Cojucaru, până acum nu exista această posibilitate, dar în prezent, intrând pe platformă, dumneavoastră veți vedea că astăzi, într-adevăr, în paralel cu conferința noastră, se mai desfășoară încă alte 6 evenimente științifice. Deci platforma își propune să sporească vizibilitatea lor și, de asemenea, important, să asigure sistematizarea și prezervarea informațiilor despre evenimente. E foarte important de menționat că toate funcționalitățile platformei corespund totalmente a prevederilor cadrului normativ în vigoare și anume vin să digitizeze procesele care se întâmplă. Dacă mai înainte ANACEC colecta intențiile de organizare, manual, transmise, nu știu, ca documente separate, Word, scanate, în formate uneori foarte dificil de procesat, și general, la început de an, registrul evenimentelor planificate, iar la sfârșit de an, după ce evenimentele erau raportate, iarăși, manual, prin efortul unei echipe, toate aceste evenimente erau validate, în prezent, platforma face. Deci platforma vine să faciliteze lucrul și echipei din partea ANACEC. Platforma generează în regim real registrul evenimentelor planificate, iar generează în regim real registrul evenimentelor care au fost organizate, au avut loc, deci dacă astăzi și mâine platforma, această conferință figurează în platformă ca fiind planificată, deja începând cu data de 29, ea va figura acolo ca și organizată, mai ales după ce organizatorii evenimentului vor raporta și vor introduce acolo informația necesară. Iar la sfârșit de an, atunci când vor fi implementate și funcționalitățile finale, platforma va fi cea care va ajuta echipa ANACEC să genereze registrul evenimentelor științifice recunoscute. Aici vor fi automatizate toate verificările și în conformitate cu cerințele cadrului normativ, foarte ușor se va vedea câte evenimente au fost cu adevărat înregistrate, care din ele sunt validate, corespund tuturor cerințelor și așa mai departe. Deci, dacă foarte pe scurt despre facilitățile platformei sau funcționalitățile. După cum am spus, aici e lista evenimentelor planificate. Iată, vedeți, da, asta este extras pentru ce se întâmplă astăzi. Deja încă vreo 5 evenimente se desfășoară. Încă un eveniment e element important. De ce am zis că e important să înregistreze însuși persoanele care organizează informația? Ei introduc foarte multe date despre eveniment. Pe lângă cele care se întâmplă de regulă, tip, unde are loc, data, cum se numește, la ce domeniu se referă, cine sunt organizatorii, se mai colectează încă un șir de metadate. Pagina web a evenimentului, programul, data limită, important, înregistrarea video evenimentului, dacă există, și mai important, culegerea materialelor evenimentului. Toate aceste metadate, după aia, sunt utilizate pentru a asigura interoperabilitatea și totodată ele creează o imagine completă despre acest eveniment. Și foarte important, o imagine veridică și trasabilă, adică nu crezi cineva pe cuvânt că da, a avut loc, da, au participat atâția oameni, în program se vede foarte clar câți oameni au participat, se vede foarte clar dacă s-a soldat cu culegerea acest eveniment sau nu. După cum am menționat, această platformă este interconectată și interoperabilă cu câteva sisteme. Ea face schimb de informații cu privire la proiectele și organizațiile care sunt implicate în organizarea evenimentelor cu platforma Expert Online și, foarte important, există o legătură bidirecțională cu ceea ce înseamnă instrumentul bibliometric național, deoarece, pe de o parte, platforma se vrea cumva ca sursă de intrare privind informațiile despre culegere. Adică nu e necesar să sunăm, să întrebăm, ați publicat, a ieșit, este culegerea. În mod ideal, după ce a avut tot evenimentul, organizatorii sunt cei care atașează culegerea evenimentelor și aceasta ajunge în EBN unde este indexată. Totodată, IBN la rândul său va transmite date către platformă, pentru că anume în baza datelor despre publicații se validează evenimentul pentru a vedea dacă, într-adevăr, ponderea autorilor de peste hotare corespunde cerințelor legale ca evenimentul, de exemplu, să fie declarat conferință științifică internațională. Încă un moment important, s-a vorbit astăzi de câteva ori despre importanța identificatorilor persistenți. Da, se utilizează la nivel atât internațional, dar și la noi în țară, orice pentru autori, DOI pentru publicații, ROR pentru organizații,
Pentru că, la nivel global, acum a apărut și problema identificării persistente a conferințelor, două dintre cele mai mari agenții de care înregistrează conținutul din lume, CrossRef și DataSite, colaborează în prezent pentru a veni cu ideea unui identificator persistent pentru conferințe. Și important menționat că din 12 metadate pe care ele discută în proiectul decizii, 9 sunt deja colectate de platformă. După cum am spus, platforma va veni în ajutorul colegilor de la ANACEC prin faptul că va facilita validarea evenimentelor. Asta înseamnă că se asigură imparțialitatea evaluării, se exclude factorul erorii umane, pentru că e mult mai complicat când calculează o persoană și numără polițele și e foarte simplu când generează sistemul un număr, și asigură veridicitatea, trasabilitatea și integritatea tuturor informațiilor. La lansarea platformei luna martie a fost organizat un webinar, platforma vine și cu un ghid care poate fi consultat de toți cei care îl utilizează. Și acum foarte pe scurt, pe final, scopul publicației noastre a fost nu doar să prezinte platforma și facilitățile ei, dar să facă o analiză succintă cu privire la tendințele în ceea ce ține de organizare în evenimentul științific și la noi în țară. Deci conform, nu mă opresc foarte mult, conform cadrului legal, se știe că la noi evenimente se clasifică 7 tipuri, diferite categorii, naționale, internaționale, ele trebuie să satisfacă un anumit număr de cerințe minime pentru a fi recunoscute și validate de către ANACEC. E important de menționat, platforma colectează toate aceste cerințe și platforma automatizat va da oarecum verdictul și va valida. Adică va confirma sau va modifica categoria evenimentului, pentru că nu exclud că aceasta se poate, nu că nu exclud, dar sunt sigură că aceasta se va întâmpla. Pentru că nu sunt puține cazuri când se declară evenimente internaționale, dar de fapt când asiști la eveniment, e doar un oaspete prezent peste hotare și asta nu corespunde criteriilor stipulate în cadrul nostru normativ. Și foarte important că anume astfel platforma, iarăși ce s-a discutat și la ședințele de deschidere, va implementa astfel principiul deciziilor bazate pe date. Dacă e să vorbim despre tendința evenimentelor care au fost organizate la noi în țară, deci, datele acestea care sunt prezentate aici nu sunt datele generate în platformă. Platforma e implementată începând cu 2021, iar aceste date sunt colectate din registrele ANACEC-ului, cele cu care au operat până la moment compilate și procesate în mod manual, plus informațiile care există despre evenimentele școlegerile, evenimentele științifice școlegeri din IBN. Păi graficul acesta arată că tendința este în creștere, adică numărul evenimentelor științifice care se organizează la noi în țară, pe categorii, pe total și așa mai departe, internaționale, naționale, este în creștere. Asta, de asemenea, este un factor foarte important care a contribuit la necesitatea dezvoltării unei asemenea platforme. Dacă vorbim despre conferințele planificate, și aici deja sunt incluse și datele care există pe platformă până în momentul prezent, pentru că noi suntem siguri că o să mai apară informații, deoarece până la sfârșitul anului, deci știm că toamna e bogată în evenimente și încă destul de multe vor apărea, iarăși se atestă creștere constantă a numărului de conferințe. Dar ce este important de menționat? Că practic, până în prezent, din evenimente care sunt înregistrate pe platformă, pentru fiecare 4 evenimente planificate, doar unul a fost deja raportat și doar un eveniment dintre ei, care se declară intențiile de organizare, că se planifică, se finalizează cu o culegere de materiale. Acum să nu mai uităm, culegerile nu sunt obligatorii pentru toate tipurile de evenimente, ci doar pentru congrese, simpozioane și conferințe, dar oricum numărul este destul de mic și s-ar cere cumva o responsabilizare sau o responsabilitate mai mare din partea organizatorilor. Am menționat că unul din obiectivele platformei important este și vizibilitatea și prezervarea conținutului. Atunci când evenimentul deja a avut loc, organizatorul, la perioada de raportare, are posibilitatea să atașeze înregistrările video, culegerile și așa mai departe. Deci, în timp, această platformă, imaginați-vă cât de bogată resursă devine, pentru că puteți consulta chiar evenimentele de interes. Clar că există și tot felul de funcționalități, căutare avansată, după diverse criterii. Vă interesează un eveniment din anumit domeniu? Dacă evenimentul respectiv a fost înregistrat sau dacă a fost organizat online, dar există o înregistrare acestea de pe Zoom și este atașată aici, e un eveniment de interes pentru dumneavoastră, ați intrat, l-ați văzut, ați ascultat, ați descărcat culegere, ați consultat publicația necesară. Deci această platformă vine ca încă un element în tot acest ecosistem de date și informații științifice care să acopere tot ce înseamnă evenimentele științifice. Aceste cifre deja cred că s-au modificat, pentru că ele au fost la momentul scrierii articolului, dar deja erau acolo 39 de înregistrări video, 15 culegeri. Ce-i drept, până ce-o fi numărul de vizitatori a platformei, nu este acela pe care ne-l dorim. Noi oarecum ne explicăm asta prin faptul că
ok, e lansat, necesită mai multă promovare, probabil pe viitor, într-adevăr. E necesar să facă referință la dânsa, inclusiv factorii de decizie, să încurajeze utilizarea ei. Și foarte pe scurt concluziile. Deci, asistăm și nu credem că tendința se va schimba la o creștere a numărului evenimentelor științifice. După cum am spus, doar unul dintre ei, evenimente științifice, mai ales congrese, simpozioane și conferințe, corespund integral tuturor criteriilor de elegibilitate, iar platforma vine să demonstreze asta foarte clar și fără niciun fel de dubii. Ea a fost elaborată drept răspuns la toate aceste necesități de digitizare. De mult deja toată lumea civilizată și bunele practici internaționale ne vorbesc despre faptul că nu se lucrează cu pix și hârtie. Informațiile veridice vin din sisteme. Platforma vrea să sporească calitatea, vizibilitatea și relevanța evenimentelor. Ea vine să responsabilizeze și organizatorii de evenimente, deci știm că o parte le percep cumva ca o corvoadă, o, doamne, cu un sistem și aici dintr-produs, dar ea va veni inclusiv cu un șef de funcție care cumva să ușureze sau să faciliteze înregistrarea evenimentelor, zicem, la anul. De exemplu, ne propunem inclusiv o funcție, dacă e o conferință care se organizează anual, deci persoana responsabilă de înregistrarea acestei platformă, să nu fie nevoită la anul să introducă iarăși de la zero toate informațiile, dar să aibă posibilitatea să creeze un duplicat și doar să modifice informațiile relevante. E important că acest sistem vine să asigure un schimb automat de date și cu alte sisteme, plus colectează metadatele relevante și astfel, după cum am spus, se creează o imagine destul de completă a evenimentelor științifice. Și, după cum am menționat, sunt necesare mai multe mecanisme de a promova această platformă, pentru că noi, cei care am lucrat la elaborarea ei, considerăm că e încă o cărămidă importantă în tot ce se înseamnă sistemul de comunicare științifică de la noi din țară. Vă mulțumesc!